Bună ziua, stimați colegi, prieteni, cei pasionați de istorie. Sunt Cristina Gherasim și astăzi vă invit să discutăm despre cărțile de valoare publicate la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat de Moldova. Schimbările care au intervenit în viața politică, economic, socială și culturală în teritoriul dintre Prut și Nistru după 1812 reprezintă un interes pentru publicul larg, pentru cel științific, deoarece consecințele acestui tratat de la București semnat în mai 1812 sunt multiple și sunt până în prezent. În acest sens, după 1991, reprezentanții istoriografiei românești din Basarabia au început să analizeze aceste aspecte diverse a evoluției teritoriului dintre Prut și Nistru sub ocupația țaristă. Îmi permit să afirm cu certitudine că un loc important în acești istorici îl are profesorul universitar, doctor habilitat Valentin Tomuleț, dedicându-și întreaga sa activitate cercetării problemelor legate de viața economică, socială, politică, instituțiile administrative în Basarabia, având peste 15 monografii și sute de articole dedicate acestor subiecte. Una din ultimele lucrări care se înscrie perfect în tematicele abordate de profesorul Tomuleț este Ținutul Hotin în surse statistice rusești, la începutul secolului XIX, mijlocul secolului al XIX. În continuare vreau să mă opresc la două aspecte atunci când vorbim despre această lucrare. Un prim aspect care vreau să-l abordez este propriu-zis structura lucrării și la ce se referă lucrarea, iar al doilea aspect pe care o să-l abordez va fi valoarea acestei lucrări. Dacă e să ne referim la structura lucrării și ce prezintă în sine lucrarea, trebuie să menționăm faptul că, cronologic, ea cuprinde anii de la 1812, adică momentul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, și anul 1856, atunci când s-a finalizat războiul Crimeei și s-a desfășurat conferința de pace de la Paris. Totodată, când vorbim de limitele inferioară și superioară, autorul și-a permis să le depășească, fapt necesar pentru o analiză comparativă a evenimentelor, proceselor și statisticilor ce se referă la populația din spațiul prutonistrean în această perioadă. Dacă e să analizăm lucrarea, trebuie să menționăm că ea este compusă din două părți. Prima parte reprezintă un studiu monografic care este alcătuit din 7 capitole, iar a doua parte conține vreo 30 de anexe de documente inedite de arhivă. Prima parte, deja cum am zis, este alcătuită din cele 7 capitole care reprezintă o analiză a acestor documente. De fapt, primul capitol este unul introductiv, sau mai bine zis, se referă la situația și analizează evoluția teritorială administrativă a Basarabiei în această perioadă, care este analizată în text. De fapt, autorul vine cumva să explice principalele unități teritoriale administrative existente atunci în Basarabia și cum au evoluat ele, pentru ca ulterior cititorului să-i fie ușor să înțeleagă analiza care urmează. Al doilea capitol este dedicat recensămintelor, deoarece la baza elaborării acestei lucrări au fost puse mai multe recensăminte ale populației, mai multe recensăminte fiscale. Îmi permit să susțin cu certitudine că în lucrarea dată, profesorul Valentin Tomuleț este cel care creează o metodologie de analiză acestor recensăminte și, de fapt, prezintă în acest capitol 2 al monografiei cum urmează ca să identificăm aceste recensăminte, să le analizăm, să le sintetizăm și, într-un sfârșit, să evaluăm datele care sunt incluse în aceste recensăminte, procesul de colectare a datelor. Toate aceste detalii o să le găsiți în capitolul 2. Capitolul 3-6 al lucrării prezintă, de fapt, analiza propriu-zisă a evoluției demografice a ținutului județului
Hutin, din perioada 1812 până în 1856. De fapt, se referă la câteva statistici importante, cum ar fi cea din 1817, din 1820, 25, recensămintele fiscale din anii 30-50. Fiecare capitol având o statistică la bază sau un recensământ și este analizat detaliat. Și ultimul capitol, domnia sa a făcut o analiză pentru satul Tabani, de unde este originar, cum a evoluat satul Tabani în perioada aceasta, adică în prima parte a dominației țariste în Basarabie. Acestea sunt cele 7 capitole care include studiul monografic și, după cum ziceam, a doua parte, care este la fel de voluminoasă, are peste 600 de pagine, conține documente inedite de arhivă. Aceste documente, în mare parte, sunt organizate în tabele pentru că reprezintă date statistice cu referință la diferite perioade și reprezintă o sursă importantă pentru studiere. Ca să nu dau decât un exemplu, avem prezentată foarte detaliat statistica de la 1820. În această statistică, de fapt, ne permite să studiem din punct de vedere politic, administrativ, social, economic, situația în Ținutul Hutin la acel an. Vă explic de ce, pentru că în aceste tabele sunt incluse atât date despre numărul de gospodării existente în localitate, date despre anul fondării localității, legenda și proveniența numelui, mai mult ca atât sunt date despre situația economică din localitate, de exemplu, existența morilor, cât stopi de albine, general proprietatea, moșia satului, cât desetine de pământari, etc. Ulterior, pentru fiecare localitate din Ținutul Hutin, pentru propriu zis 145 de localități, sunt prezentate date detaliate despre numărul de persoane existente în această localitate, repartizați după categorii sociale, uneori și după etnii, pentru că scrie țărani ucraineni, și ulterior sunt date detalii repartizați pe vârstă, bărbați, femei, burlaci, căsătoriți, văduve, adică toate detaliile acestea le găsiți, iată, analizând aceste tabele. Sau un alt exemplu, referindu-mă la aceleași anexe, de exemplu, sunt prezentate pentru câțiva ani, anul 1924-1830, datele de la alegerile nobiliare, sau mai bine zis, listele nobililor prezentate la adunarea deputaților nobilimii din Basarabe pentru a participa la aceste alegeri. Acolo, iarăși, pe lângă faptul că avem numărul nobililor din Ținut Hutin la data și anul X, noi avem date despre moșiile pe care le dețineau ei, despre țiganii pe care îi dețineau, despre alte unități economice, cum ar fi mori sau fabrici pe care ei le dețineau pe moșiile respective. Asta ar fi propriu zis dacă, ziceam eu, ce ține de structura lucrării semnată de profesorul Tomuleț și ziceam că vreau să mă refer și asupra valorii acestei lucrări, de ce este valoroasă lucrarea Ținutul Hutin în statistice rusești în prima jumătate a secolului al XIX. În primul rând că la baza elaborării acestei lucrări au stat documente inedite de arhivă. Documente pe care domn profesor le-a identificat la Arhiva Națională a Republicii Moldova, la Arhiva din Sankt Petersburg, la Arhiva de Stat din regiunea Odessa și la Arhiva din Cernăuț. Datele care au fost aici prezentate și sistematizate. Un alt argument care vine să confirme importanța acestei lucrări este faptul că domnia sa, prin lucrarea dată, de fapt, pune bazele, ca să zic așa, sau deschide noi perspective în cercetarea istoriei.
Mă refer în primul rând că ar fi foarte binevenit, după exemplu acestei monografii, să avem elaborate alte lucrări de, asemănătoare pentru alte ținuturi din județe din Basarabia în secolul XIX, evoluția demografică a numărului de populații din aceste județe. Sau, de ce nu, o istorie socială sau o istorie economică, după cum am menționat și mai sus, avem foarte multe date cu referință la ce ocupații aveau sau care erau categoriile sociale din localitățile din ținutul județul Hotin în prima jumătate a secolului XIX. Totodată, valoarea acestei lucrări se explică și prin faptul că ea este dedicată nu doar cercetătorilor de istorie, studenților, masteranților, doctoraților interesați de problema Basarabiei, dar este dedicată și cititorului larg, unui profesor de istorie, unui elev sau, în general, celor pasionați de istorie, în special de istoria localităților. De ce? Pentru că, după cum spuneam, chiar prima statistică publicată în această lucrare, care conține peste 145 de tabele, se referă la satele din fostul județ Hotin, respectiv atât cei locuitorii sau cei interesați de istoria satelor din nordul Republicii Moldova la etapa actuală, sau chiar și din Ucraina, din zona Bucovinei, adică fostul județ Hotin, cu certitudine, deschizând monografia semnată de profesorul Valentin Tomuleț, vor identifica date despre localități pe care ei îi interesează și în baza cărora pot să analizeze evoluția numerică, evoluția etnică, socială din aceste localități, anumite unități economice care existau în zonă. Și repet încă o dată că avem în lucrarea de data avem capitolul 7 care se referă la istoria satului Tabani de raionul Briceni și fostul județ Hotin și, de fapt, reprezintă un model în care noi, cei pasionați de istoria locală, putem să studiem în baza ei. Valoarea acestei lucrări constă în faptul că profesorul Valentin Tomuleț, prin analiza documentelor inedite de arhivă publicate în anexă, prin sintetizarea lor, prin generalizarea în tabele, a fundamentat o metodologie aparte de lucru cu tabelul istoric, cu sistematizarea acestor date în tabelele istorice și analiza, adică doar deschizând lucrarea la un tabel, noi identificăm informații multiple, clare, atât din punct de vedere cantitativ, calitativ, analiza comparată pe ani, procente, etc. Și reprezintă iarăși un exemplu pe care noi putem să-l urmăm în studierea lucrării. Desigur că atunci când vorbim de această lucrare, faptul că ea este valoroasă și merită, să zic, o atenție, sunt deja și multiplele recenzii pe care le are publicate atât în Republica Moldova cât și în România, precum și faptul că ea deja a ajuns practic în toate bibliotecile din Republica Moldova, în multiple biblioteci din România, precum și Germania, Franța, Biblioteca Britanică, Biblioteca Congresului American. În final, nu rămâne decât încă să prezint încă un argument care dovedește importanța lucrării. O să-l preiau din introducerea scrisă de domnul profesor Tomuleț, unde, referindu-se la Constantin Vert, zice că acesta susține că orice s-ar întâmpla într-o societate, problema fundamentală este problema demografică, pentru că orice se întâmplă în viața politică, economică, socială, culturală, vine de fapt de la populație. Ori, afirmând sau continuând cu ideea lui Nicolae Iorga că orice se întâmplă într-o societate vine din starea ei de spirit, din gândurile și ceea ce reprezintă omul. Ori, această lucrare anume că se dedică și tratează problema populației în Basarabie în secolul, în prima jumătate a secolului XIX. Și îmi permit să închei această prezentare cu
un gând preluat din concluziile lăsate de domn profesor, în care domnia sa indică consecințele avute de procesele pe care le-a descris în această lucrare și susține că aceste consecințe sunt grave și sunt simțite și până astăzi. În acest context, nu rămâne decât să vă îndemn să deschideți această lucrare, să identificăm cum trăiau oamenii în Basarabia, să identificăm care sunt cauzele și cum s-au produs aceste schimbări, consecințele cărora ne dor și astăzi, pentru a identifica acele soluții bune ca să depășim situația. Vă invit să studiați și să citiți această lucrare semnată de profesorul Valentin Tomuleț, precum și întreaga colecție semnată de distinsul istoric, pentru că cu siguranță veți familiariza cu evoluția politică, economică și socială a Basarabiei în secolul XIX, înțelegând toate procesele și fenomenele care s-au desfășurat în acest teritoriu. Vă mulțumesc!